Noua președintă a Ungariei, Katalin Novak, a făcut o vizită privată în România, dar a stârnit reacții diplomatice puternice. A declarat că este președintele tuturor maghiarilor, inclusiv al celor din afara granițelor. Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dur, iar la dezvelirea noii statui a unui principe maghiar la Alba Iulia, un senator român i-a oferit în dar un tricolor și tabloul lui Avram Iancu. Mijlocul cetății putea să fie Avram Iancu. Sunt 150 de ani de la moartea eroului național și patriotului Avram Iancu. E momentul în care senatorul de Alba, Călin Mătieș, îi întoarce spatele președintei Ungariei și pune un tablou cu Avram Iancu la poalele statuii principelui maghiar Bethlen Gábor. Monumentul fusese dezvălit cu doar câteva minute înainte în mijlocul cetății Alba Carolina. Aplauzele s-au stins când senatorul s-a apropiat cu un buchet cu trei trandafiri roșii într-o mână și o cocardă cu tricolorul în alta, ambele daruri pentru Katalin Novak. Dacă pot să vă dau o cocardă cu tricolorul, aș vrea să pun cu Avram Iancu aici. Nu e vorba de ce, sunt singur, este vorba de identitatea națională. Nu poți șterge cu buretele. Ba da, în mijlocul cetății putea să fie Avram Iancu. Cred că se întoarce Mihai Viteazul în mormânt când vede că la dreapta lui există statuia lui Bethlen Gábor. I-am spus dânsei că acesta este pământ românesc. Mi-a mulțumit și atât. Katalin Novak n-a părut deranjată de incident. A urcat zâmbitoare pe scenă și a ținut un discurs despre unitate și fraternitate. Nici florile și nici tabloul cu Avram Iancu nu văd că ar fi ceva rău. Transilvania este un loc în care întotdeauna ne-am unit, indiferent de națiune. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că statuia principelui este amplasată acolo unde este locul. Că în trecuturile noastre pot exista dezacorduri, chiar controverse, dar prezentul este comun și dacă suntem înțelepți, și viitorul este comun. Katalin Novak e de două zile într-o vizită privată la noi în țară. Turneul a stârnit reacții și la nivel diplomatic după ce s-a declarat președintele tuturor maghiarilor, inclusiv al celor din afara granițelor Ungariei. Ministerul Afacerilor Externe l-a contactat pe ambasadorul Ungariei în România și a atras atenția că un alt șef de stat nu poate să-și aroge drepturi peste cetățenii.